Cu toții trăim într-o lume căzută și ne putem da seama de lucrul acesta doar privind la căsnicile destrămate sau la prieteniile și relațiile frânte din jurul nostru. Peste tot în această lume sunt țări și culturi care sunt dezbinate și oameni care se războiesc și se luptă unii cu ceilalți. Și această decădere este cauzată de păcatul nostru. Inițial această lume a fost creată într-un mod desăvârșit, dar Dumnezeu nu ne-a făcut ca pe niște roboți care împlinesc doar niște comenzi mecanice. El ne-a creat cu scopul de a-L cunoaște, de a-L iubi și de a-L urma. De asemenea, El ne-a creat având o voință proprie și cu posibilitatea de a alege, iar atunci când noi ca oameni luăm decizii greșite, există consecințe și apropo, cu toții am luat la un moment dat decizii greșite în viață. De exemplu, când primii oameni au luat decizia de a nu mai asculta de Dumnezeu, s-a întâmplat ceva grav în tot universul. Haosul, confuzia și relațiile frânte au pătruns în această lume. Au început să apară războaiele, familiile s-au dezbinat tot mai tare, iar noi astăzi suntem martori ai unei generații care este răvășită de relațiile interumane frânte. Lucrul acesta înfrânge inima. De atâtea ori am văzut cum tinerii vin la altar ca să fie cununați și deși se iubesc foarte mult, după 10 ani, căsnicia lor începe să se destrame, iar ei ajung să fie plini de amărăciune și să se urască. Acum se pune întrebarea, cum poți să restaurezi o astfel de căsnicie? Cum poți reface o astfel de relație frântă? În primul rând, trebuie să înțelegem că relațiile noastre sunt frânte din cauza păcatului. Iar remediul nostru este acela care a plătit prețul pentru păcatele noastre. Acesta este Domnul Iisus. Iar atunci când a murit pe cruce, a luat asupra sa toată pedeapsa pentru păcatele noastre. Doar astfel putem să fim iertați și să intrăm într-o relație corectă cu Dumnezeu și cu cei din jurul nostru. Acum, chiar dacă cineva ne-a rănit, prin Hristos am primit capacitatea de a ierta și de a dărui har mai departe. Și asta se poate întâmpla doar pentru că noi înșine am primit har. Atunci când Dumnezeu ne-a iertat, a așezat în fiecare dintre noi o fântână a harului pe care o putem accesa prin credință pentru a dărui har și iertare greșiților noștri. Acesta este contextul în care relațiile frânte sunt refăcute. Acesta este locul în care trebuie să aducem oamenii, familiile, comunitățile, bisericile și națiunile noastre pentru a fi vindecate de singurul care este vrednic de toată închinarea noastră. Doar la crucea Domnului Iisus și în jertfa sa desăvârșită pot găsi vindecare relațiile noastre.